Ia mai ce mă băgam. Era prea târziu. Bună ziua, eu sunt Horatiu și am fost dependent de tot fel de substanțe. Am încercat prima dată, acum 2 ani, de Crăciun. Toți spuneau că va fi cool, dar s-a transformat în ceva din care nu mai puteam ieși. Mă trezeam dimineața și mă întrebam de unde voi face rost de stupefiante. Începusem să vând obiecte de prin casă. Familia mea nu mai putea comunica cu mine. Sufereau pentru că eram nervos, țipam la ei, lipseam des de acasă, le ceream mereu bani și nu-i ajutam cu nimic. Vreau doar să fiu înțeles și credeam că totul mi se cuvine. Până când ajunsesem atât de rău, încât am luat o supradoză. Dar ceva s-a schimbat. M-am trezit în spital. Medicii m-au salvat. Apoi am ajuns să fiu anchetat de poliție. În acel moment, parcă o rază de lumină a venit și am decis să mă schimb. Am început să merg la dezintoxicare și la psiholog. Acum sunt bine. Sunt o altă persoană. Sunt recunoscător că trăiesc, mă bucur de ceea ce am și că am reușit să mă vindec. Cu greu, dar am reușit. Iar cu această poveste sper să trag un semnal de alarmă. Spune-mi, vecinilor.